Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un episod mai special unde o să prezentăm un nou cheat, probabil l-ați văzut deja în unele din episoadele și live-urile mele, dar am zis să-l și prezint deoarece mulți mă întreabă ce cheat este, bine, cheat-ul ați avut și în descriere, dar cei mai mulți mă întreabă, frate, cum pot să fac rost de cheat, deoarece acest cheat este doar cu invitație. Ei bine, voi puteți face rost de acest cheat, în primul rând vă zic cum faceți rost și după vi-l prezint, ok? Așa zic să facem. Ca să faceți rost de cheat, trebuie să intrați pe getrect.xyz și să dați pe butonul din mijloc Request Invite. Acolo trebuie să vă completați ce zic băieții, dar să nu completați cererea în sila, adică nu știu, la un moment dat știu că vă întreabă de ce vrei să primești invitație în cheat. Unii au pus pentru că îmi place să joc cu cheat-uri. Nu, asta nu e un motiv bun, știi, oamenii trebuie să vadă că tu ești serios, că nu-ți dau invitația degeaba și că nu ești... Na, pui mei, sifon, eu știu că probabil ăsta e principalul motiv pentru care e cu invitații, pentru că n-au chef să vină toți copiii care nu știu să folosească un hack sau chestii de astea, știți? Probabil oamenii vor oameni serioși să vină și na, trebuie să completați cererea aia frumos, să zic așa, adică nu știu, nu bagi un motiv de ăla, nu știu, dacă ești YouTuber și ești la început cu YouTube-ul, îi spui acolo în cererea aia că ai un canal de YouTube, vrei să crești și... ai nevoie de un cheat cu care să joci și nu știu, sau chestii de astea interesante, știi, nu că, că îmi place să joc cu ei, vreau hack-ul. V-ați prins voi ce vreau să vă spun. Ei o să vă accepte sau o să vă respingă cererea, probabil că o să primiți pe e-mail sau va apare direct acolo, dar nu, probabil pe e-mail primiți, pe e-mailul pe care l-ați pus acolo, pentru că o să primiți un cod de invitație. Voi în momentul când ați primit codul de invitație, vă faceți un cont, dați pe register, vă faceți cont cu acel cod de invitație și o să puteți intra. Cheat-ul costă 16 euro pe lună, dacă nu mă înșel, nu cred că e 20, cred că e 15-16, nu mai știu, oricum, pe acolo se învârte pe lună și vă garantez că este un cheat care chiar merită, deci mie chiar îmi place la nebunie cheat-ul ăsta, în ultima vreme majoritatea meciurilor doar cu cheat-ul ăsta le-am jucat, dar vă dați seama, joc mai multe cheat-uri, dar ăsta, sincer, până acum m-a uimit, este un cheat super șmecher și o să vă arăt și de ce, pentru că ajută jucătorii care nu știu atâtea chestii de movement și care nu știu toate spoturile de smoke-uri și de astea, asta nu mi-am să-mi dau aici așa. Ok, hai să vă arăt cam cum este bine, cheat-ul are de toate, are rage, butare legit, vizuale, misc, skin changer, player list, aici la player list mi se pare super șmecher că poți să vezi dacă jucătorul care e în match cu tine poate, poți să vezi dacă și el folosește Getrect, acest cheat, și o să-ți apară aici, ți apare și UID-ul și chestii de astea și mai e o chestie șmechere la cheat-ul ăsta, translatorul ăsta, bă băieți. De exemplu, dacă tu ești cu niște, nu știu, sirieni, ești cu unul din Sirian match, da? Și nu știi cum să vorbești cu el, ei bine, o să selectezi aici arabic la limbă, da? Gen mesajele pe care le pui tu să ți le translateze în, da? În limba aia, în Siria, nu știu cum să, nu știu ce limbă vorbesc aia pe acolo, mă rog. Și mesajele celelalte, adică în orice limbă ce scriu băieții în chat, în limbă străină, să se translateze în română. Și practic scrii salut frate, ce faci? Și se translatează automat în arabă. Bănuiesc că e limba aia, nu înțeleg nimic din ce scrie acolo, în fine. Și aveți multe alte chestii șmechere, skin changer-ul, legit butul care are foarte multe chestii șmechere, are și ăsta de face, tabul de face pe care probabil vă limitează chestiile, știi? Vă limitează setările cu care puteți jucați. Uite, de exemplu, vă scoate backtrack-ul, deci cu backtrack-ul nu jucați și vă limitează setările, știi? Ca să, opa, ca să nu îți iei ban pe face-it, știți? Are mai multe chestii șmechere. Eu în acest episod o să vă prezint special chestiile astea de movement, pentru că mi se par geniale. Deci vedeți voi aici punctele astea? Voi, când vă luați cheat-ul, trebuie în primul rând să vă intrați pe Discord-ul băieților și să vă descărcați de acolo câteva chestii, ca să le băgați în cheat, să vă descărcați configuri și alte chestii. Chestiile astea puteți să vi le faceți și voi. Numai că eu zic că e mai ușor să le descărcați direct de la ID pe Discord, pune onorul cheat-ului în fiecare zi acolo, config noi și chestii de astea. Și ce sunt cerculețele astea, practic? Voi din setări de aici, vă duceți la misc, la movement și trebuie să vă setați o tastă de pe care vreți să fac cheat-ul movement-ul pentru voi. Nu mai știu exact pe unde, dacă mă lăsați un pic să move recorder aici. Și eu l-am pus, stați un pic că nu mai găsesc eu pe aici, bă frate, eu sunt așa de prost. Enable, deci dați în primul rând enable clar și uite, play. Deci practic cum să înceapă, gen pe ce tastă sau pe ce buton trebuie să dați ca să înceapă să facă movement-ul. Eu am pe mouse 4, adică pe mouse-ul de pe lateral de la buton, ok? Și practic când vreți să înceapă movement, uite, ne ducem, ăsta îmi place mie cel mai mult. Vă duceți în cerculețul ăsta, dați pe butonul ăla și o să înceapă cheat-ul automat să vă facă scheme. Ia uitați. Și în fiecare cerculeț, ia uitați ce face. Ia uite, ia uitați și uitați-vă și voi. Deci practic îți face cheat-ul automat. Eu acum n-am apăsat absolut nicio tastă și vă face, nu știu, sărituri super grele, cum ar fi asta, gen să sară pe cleanța de la ăsta și după aia ai în apartamente, uitați-vă. Ca să vă dați și voi seama.
pam și bam, și-a sărit în apartamente. Și Cito a făcut tot, eu n-am făcut absolut nimic. Ceea ce mi se pare o chestie super cool. Sau chestia asta, ia să vedem ce e asta, ia. Ce ne face acum Cito? Sare pe van, sare... Ah, e la asta, la window. Deci vedeți, face chestiile astea, ceea ce mi se pare super maker. Și probabil vă întrebați ce v-am zis eu, ce-i cu smoke-ul ăsta, de fapt, pe care o să-l arunc încolo, gata-i. Deci ce facem cu smoke-ul? Ei bine, acest cheat are și o chestie grenade helper, adică vă ajută să dați grenade, da? Acolo îmi și arată că grenada e dată de, mă rog, că smoke-ul e dat de mine și în câte secunde expiră. Mă rog, asta nu e important. Vedeți, când țin smoke-ul în mână, mi-apar unele chestii, vedeți? Deci mi-apar chestii pe jos, ia uitați, vedeți? Când țin smoke-ul în mână, da? Deci, practic, astea sunt, ăsta e grenade helper, adică vă ajută să dați grenade, vezi? Dacă mă pun în ăsta, și aici trebuie să vă setați la fel un buton, din câte știu, dați pe grenade helper și vă setați un buton auto-throw ca să dea automat. Puteți să dezactivați auto-throw și doar puneți mouse-ul, deci vă puneți aici și stați să se facă punctul, trebuie să facă punctul galben dacă vreți să fie 100%, sigur, dar puteți să dați așa, puteți să vă puneți așa și cred că e... Păi și dacă arunc eu? Am aruncat eu manual acum, sau puteți să aruncați și... Ok, l-a dat în B-side, wow! Wow, ce întâmplare și cam așa merge smoke, uite, de exemplu, dacă vă duceți aici... nu știu, ăsta e tu only to bomb side B, deci e bomb side B ăsta, să-i smoke de bomb side B. Vă puneți fix în cerculețul ăsta, să se facă galben ăla, bam, și l-ați aruncat. Și o să vă dea smoke-ul fix unde s-a dus, fix în bomb side B, da? Și ăla cred că fix pentru bomb side B era, nu? Deci bomb side B, da? Și pentru window, deci voi dacă veniți aici practic din window nu vă vede și bomb side-ul e smoke. Deci cam așa merge chestia asta cu smoke helper-ul sau... De exemplu, puteți să duceți aici în city și e T-spawn to city, aici e smoke-ul de city. Vă puneți frumos aici, fix în chestia asta, puneți pe punctul ăsta și e jump throw ăsta. Și bam, 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 s-a dus smoke-ul fix pentru city. Am primit un mesaj pe WhatsApp, nu ieșiți voi, ok? Și am dat smoke-ul de city. Și sunt multe alte chestii, uite, palace to balcony, ăsta e balcony. Care e balcony, mane? Ia să vedem. Ah, ok. Stai. Aici, undeva, așa. Opa, ce-am făcut? Hai, mane. Așa. Bam. A, bine, ăsta e smoke easy și acum nu vă mai vede ăla de la stairs. Sau vă vede? Ia stați un pic să vă testăm. Da, nu vă mai vede. Doar dacă se uită pe aici, bine, pe aici, dacă se uită, vă vede. Dar dacă se uită de aici, nu vă vede. Mă rog, sunt multe smoke-uri, un trilion de smoke-uri. Ăsta, de exemplu, A-stai, deci ăsta e pentru A-ramp. Hai să vedem unde îl dăm pe ăsta. Pe ăsta unde trebuie să-l dăm, mane? Că nu mă prind. Ăsta unde îl dăm? A, lol. Ok. Și trebuie să ne punem să facă aia galbenă. Nu te faci, uite, s-a făcut galbenă. Hai mă, fă-te galbenă. Gat. Și aruncăm smoke-ul, bam. Și îl dă pe rampă, nu? Ia, mamă, cum s-a dus smoke-ul să moară, bibi, ia uitați. Și fix pe rampă a venit. Deci, astea sunt, ăsta e grenade helper-ul, practic. Mai pe scurt, da? Și cam atâta. Mai are câteva chestii, de exemplu, chestia asta de aici. Perspectiva inamicului, hai să băgăm un bot la city, bot add city. Băgăm 2 city, ok? Uitați, acum vedem practic ce vede butul nostru, da? Bine, așa puteți să vedeți și la playerii din matchmaking. Deci uitați, butul vede în stânga acolo, uite aici, să vă arăt și cu mouse-ul. Ăsta practic e pe... Nu pot să o trag, ok. Doar dacă dau insert, cred că pot să o trag. Da. Asta este perspectiva inamicului, da? Deci vedeți ce vede inamicul, ia uitați-vă. Da? Și-l omorâm și gata, nou input. Ce funcție mai are? Ce să vă mai arăt eu? Păi are foarte multe funcții, are chestiile astea să schimbe... Ah, nu, stai. La... Unde eram ăla? Dați așa un pic, bă, băieți. A, la visuals, cred că... Aici erai, uite. Aici puteți să vă selectați culoarea la meniu. Așa. Hitmark sound aici, mă rog. Când loviți inamicul, să zic așa, cum să se aude, ia să vedem. Momentan nu se aude nici cum. Why? Ah, hitmarker-ul trebuie activat, ok. Ia. Yeah. Mamă, cum se aude să mor eu, e mare bas, las-o așa. Și skybox, uite, ăsta era, cum să modificați voi cerul, practic, bă, băieți, acum este norat, ia uitați ce fain se vede cerul acum, și munți încolo și de toate. Puteți să vă puneți și Vertigo, ăsta e cerul de pe Vertigo, Vertigo HDR, mamă, ia uitați cum se vede, bă, băieți, cerul, să jucați cu cer de ăsta așa pe, bine, să-i urât, recunosc. Uite, ăsta e ok, un cer ok, sau, mă rog, sunt mai multe chestii, Office, ăsta de pe Office, Tibet, deci... Mai multe ceruri, să zic așa. Na, mă rog, nu sunt chiar așa bine. Uite, cerul de pe DAS, de exemplu. Deci sunt mai multe modele de astea. Și în general este un cheat de movement. De exemplu, puteți face și chestia asta. Deci care mi se pare o chestie super șmecheră încă o dată. Dați-vă și voi. Chestia lui Zan. Cum faceți Zan săriturile astea? Deci sunt multe chestii șmechere, bă, băieți. Deci v-am explicat și cum să faceți rost de cheat, pentru că da, mulți dintre voi n-ați reușit. Mi-a zis Gizi, fondatorul cheat-ului, că au fost extraordinar de multe cereri din România de invitație, numai că n-au fost cererile
completate corect, să zic așa. Nu le-ați completat bine cererile, trebuia să spuneți un motiv ok pentru care vreți să vă băgați cituri. Nu știu, un motiv cât de cât ok, mă băieți, nu să vă puneți motive de alea că... Vă dați seama, nu poate să vă accepte chiar așa, uitați-vă și voi ce chestii șmechere face, mă. Deci n-ai cum, bă, băieți, n-aveți cum. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, aveți cheat-ul în descriere, sper că acum știți cum să completați o cerere ca să puteți să intrați în cheat. Sper că agenții să-mi zică că a acceptat toate cererile. Dați și voi, frate, un like dacă mai vreți episoade de genul în care prezentăm cheat-uri sau alte lucruri de genul. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!